Ce știi despre motorul tău? Că tot îl iau în plimbare. Mr. Clau. Ha? Așa. Motor bicilindric, paralel, 650 cm3. Câți cai are? 61 de cai. 61 de cai. Motorul e de luat de pe Ninja și modificat. De cât ai rezervorul? 14 litri. Dar în mare știi ce consum are? Eu fac în medie 4-5%. 4-5. Bun. La poziție, ești mulțumit de ea tot? E ce? Da, pentru începători. Ia să vedem cât de începători sunt. Să dăm și o tură așa să vedem ce far frumos are. Mamă, ce bine asta cu niște evacuări custom. What a ass. Bam, dan, 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 dan. Mai în dreaptă. Mamă, ce poziție. Dificilă poziția. Ce avem noi aici? Am plecat cu vulcanul. Opa. Mamă, ce sus schimba a doua, să-mi bat picioarele. Adică, na, e și poziția mult mai diferită față de a mea. Dar îmi place cum are poziția. Trage destul de bine. După cum a spus și Claudiu, avem un motor bicilindric de 650 cu câți cai? 60-65? Nu mai știu cât a zis. Are poziția destul de bună și trage destul de bine. Are accelerația puțin mai în retarder. Mamă, ce bine să văd oglinzile astea, frate. Uite-te-i, Doamne, cum iau curbele cu ea. Ce sentiment, eu jur, de la tipologia motocicletei mele la asta. Dar oricum, e destul de ok. Zice el că e ok pentru începător. 65 de cai, asta se conduce cu A2. Mamă, dar uite ce tare țin picioarele, jur. Nu cunosc, ce vrei? Dacă prind puțin drum drept, că pe curbe mi-e frică, văd. Ne dăm pe Vulcan, Kawasaki Vulcan S. Avem ABS pe față. Nu mai știu ce an a zis că e. E destul de bine motocicleta. Îmi place, doar că nu este stilul meu. Mamă, am dat întâia și s-a dat pe liber, frate. O să vedem unde o întoarcem noi, că trebuie să ne întoarcem la băieți. Mamă, când o pun pe liber, mamă, caut eu aici schimbător, frate. Cine e sus? Vine să pun picioarele ca la mea. Hop. Oh.
trage, frate, destul de bine, jur. Ne dăm ușor pe aici, că e umed. Și că pe aici văd că nu prea bate soarele. Dar avem un Vulcan S, Kawasaki Vulcan S, care este destul de ok. Nu e rău, nu e rău deloc. Sunt ușor pe curbe, că nu e motocicleta noastră. Dar... câteva cuvinte. Clasic. Frumos. Poziție fotoliu. Un fel de ne uităm la meci. Nu este obositoare deloc, părerea mea. Nu se compară cu tipologia mea. Kawasaki Vulcan S. Ceva frumos. Hai să căutăm și Crico acum.